Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Gorjul în direct, alături de mine în studio, domnii Eduard Berca, PNL Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule Berca. Sărbună, bine v-am găsit. Mulțumesc. Nicolae Davițoiu, președinte PMP Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule Davițoiu. Sărbună, bine v-am găsit. Mulțumesc amândurora că ați acceptat invitația de astăzi. Începem discuția vorbind despre achiziționarea Casei de Cultură, o reușită a primăriei Târgu Jiu, am putea spune, poate prima din anul acesta, că restul nu prea avem cu ce să ne lăudăm. Înainte de toate, domnule Berca, 3,8 milioane de lei, totuși este o sumă mărișoară, dar probabil că mai puțin de atât nu se putea. Nu, cred că se putea chiar și așa, din perspectiva asta, construcție în sine a terenului, bine, terenul e al primăriei, dar a zonei, a facilităților de care dispune clădirea, eu cred că e o sumă rezonabilă, o sumă care ne permite să continuăm investițiile pentru reabilitarea Casei de Cultură. Domnule Davițoiu, dumneavoastră sunteți unul dintre cei care ați privit așa cu ochi sceptici toată treaba cu achiziționarea Casei de Cultură. La un moment dat aveați ceva suspiciuni legate de modul în care se procedează vis-a-vis de achiziția acestui imobil. Până la urmă, iată că s-a înfăptuit. Da, nici nu avea cum să aibă altă finalitate, pentru că este foarte greu să fi găsit un cumpărător care să fie acceptat să cumpere o dărâmătură care nu avea nici terenul. Terenul era al primăriei, deci cred că singurul beneficiar sau singurul ofertant care putea să existe era primăria Târgu Jiu. După părerea mea, este un preț destul de mare. Eu am fost prin Casa de Cultură, este o ruină, cum arată clădirile de acum 100 și ceva de ani, pentru că n-a mai fost întreținută deloc în ultimii 20 și ceva de ani. Toată lumea a exploatat-o fără a fi făcute lucrări de întreținere minimale. Căldură n-are, după cum bine, foarte bine știți, n-are o centrală funcțională. Deci, după părerea mea, este un preț destul de mare. Vedem acum care, în ce parte o ia banii, care sunt peste suma care reprezintă datoriile. Reprezintă datoriile către primărie și către alte instituții ale statului român. Principala sumă nu va reveni bugetului local, fiind principalul creditor? Nu, se scapă. Sau care e? Se compensează suma. Sub formă de compensare. Datoriile la stat ale Casei de Cultură erau undeva la cifrate la 20 și ceva de miliarde, 22-23 de miliarde. Să vedem însă ce diferența. De bani care nu este... Vreți să ne spuneți ceva? Păi nu, eu cred că se duce în buzunarul câteva asociații care au mulți Casa de Cultură și au folosit-o și nu și-au stat niciodată datorii. Bun, și aici cine să intervină? Instituțiile statului? Ce să se întâmple? E prețul foarte mare dat de primărie, având în vedere că era și principalul creditor. Știți foarte bine că de câte ori se desfășoară și au intră o firmă în insolvență, creditorii care sunt principal, care depășesc 50%, îi impun și prețul de final de achiziție al bunului respectiv. Înțeleg din ce spuneți dumneavoastră că s-a dorit să se dea o sumă foarte mare, primăria Târgu Jiu este principalul creditor, cea mai mare. Foarte mare, eu am zis că se putea negocia ca să ajungă la o sumă destul de mică, pentru că nici n-a mai fost alt ofertant. Asta vreau să spun. Deci dumneavoastră spuneți că cineva și-a dorit să dea mai mulți bani decât... O negociere directă prin care se putea ajunge la o sumă mai mică, zic eu. Pentru că nu trebuie acoperit decât exact ce era datorii. Și așa sunt foarte multe lucruri care se vând de către lichidator mult sub prețul care sunt datoriile la stat. Este, cred că, printre puținele firme intrate în insolvență, la care prețul, din câte știu eu, în ultimii 3-4 ani, la care prețul de vânzare al bunului respectiv depășește datoriile care sunt către stat, din ceea ce știu eu. Domnule Berca, ceva de completat vis-a-vis de observația domnului Davițoiu? Nu am cunoștință. Eu n-am spus că este un bun care nu trebuie achiziționat. Trebuie. Dar am înțeles care este diferența, da. Să vedem și finalitatea achiziției. Pentru că eu, după câte știu, așa că am mai construit și eu la viața mea, acolo trebuie băgați cam în jur de 5-6 milioane de euro. Să vedem cine bagă. 2 milioane a fost o primă evaluare. Trebuie să fii serios. Da? Casa de Cultură? Nu știu. 2 milioane eu nu mă pricep așa, dar 2 milioane de euro, oricum mie mi se pare o sumă
exorbitantă. Nu, e derizorie. E derizorie pentru această investiție. Nu știu ce suprafață. Bineînțeles că nu știu. Așa nu pot să apreciez. Cunosc destul de bine structura, dar nu pot să estimez în suprafață, în metri, în metri pătrați. Păi, dar orice modernizare, modernizarea e mai scumpă decât construcția. Și asta e adevărat. Ca să faci o modernizare la o clădire, iei suprafața de câteva mii de metri pătrați înmulțită cu cel puțin 400-500 de euro și vă dați seama că e derizorie suma care o spuneți. 2 milioane. Nu eu am înaintat-o, atenție. Nu eu am înaintat adică suma... Adică depinde ce vrea să facă. Dacă vrea să facă o casă de cultură modernă, ce se înțelege, cu săl de conferințe, cu o sală de spectacole, la standard de cât de cât acceptabile în comunitatea europeană, se bagă bani destul de serioși. Modernizările costă foarte mult, mai ales dotările de, așa să zic, de ultimă oră. Domnule Berca. Nu poți să pui acum dotări de acum 10 ani, dacă tot bagi banii. Evident, domnule Berca, vis-a-vis de prețul alocat, considerați că s-a purtat o negociere corectă, că s-a purtat, măcar s-a purtat o negociere? Sau... Suma a fost aprobată în Consiliul Local cu votul tuturor consilierilor. La proiectul respectiv de hotărâre a fost o notă de fundamentare și ulterior cred că s-a, pentru că inițial a fost chiar o sumă mai mare prevăzută și primarul Romanescu a micșorat-o, a redus-o. Sunt note de fundamentare a direcțiilor din primăria municipiului Târgu Jiu, care în mod clar, când l-au întocmit și l-au semnat și l-au asumat, așa au avut la bază un studiu de fezabilitate, de vize. Dar dacă nu sunt indiscret, cum a făcut de a scăzut prețul primarul Romanescu? Nu înțeleg. Inițial a fost o discuție de undeva de 4 milioane și la un moment dat Marcel Romanescu în ședință, în ședința de așa, a propus, având în vedere că trebuiau alocat o sumă suplimentară. Consiliul Local a aprobat. Da, corect. Păi nu, că se înțelege altceva după aceea. Nu, am spus că a fost aprobat de Consiliul Local. Da. Așa. Eu am înțeles altceva. Păi, domnule. Am înțeles că Consiliul Local a aprobat o sumă mai mare și primarul Romanescu a scăzut-o. Vă stau la dispoziție cu orice explicații. Oricând. Ei, nu, asta era singura explicație. Da? Deci a fost aprobat în Consiliul Local și aveam, Marcel Romanescu a avut în vedere acele 2 milioane prevăzute deja în buget pentru anul 2018 pentru această achiziție. Le-a acumulat cu datoriile casei de cultură care trebuie primarie și a rezultat suma de 3.800.000. N-am informații că suma asta excede, să zic așa, o valoare reală a construcției. Da? Noi lucrăm cu evaluări, cu n-ați cifre. N-ați fost atent la mine deloc, să știți. Eu am spus că valoarea care a dat-o pe Casa de Cultură este mult peste datorii. V-ați spus că nu valorează. Se plătește valoarea reală. Acum acolo sunt niște proprietari care au fost îndrituiți de instanță să vândă prin lichidator proprietatea. Eu știu acum nu vă fost dacă... proprietari, sunteți într-o gravă deci eroare. Există... Vine lichidatorul domnul, să recupereze domnul, datorii. Da, și vor primi într-adevăr cei 2-3 sau câte asociații de care spune sunt proprietari o diferență de bani. Dar e dreptul lor. Prin hotărârea instanței de judecată care ia eu știu, intabulat, cum vreți să vă, da? Proprietari. Eu acum vă întreb dumneavoastră, dacă s-ar ajunge, Doamne ferește, într-o situație similară, da? Și ar veni noi, unul, eu, dumneavoastră, da, am ajunge în situația asta, să ne vândă un lichidator bunurile, n-am avea dreptul la diferența respectivă, ca proprietari ai bunului respectiv. Eu sper că tot ce, la ce vă referiți, vă referiți la bunul dobândit ilegal. Păi dacă e hotărâre de instanță definitivă acolo și revocabilă... Acolo a fost împroprietăriți o asociație care n-are nicio legătură cu Casa de Cultură. Eu în viața mea nu o să contest, n-am contestat și nu o să contest hotărâre de instanță de judecată. Ba, este, pot fi contestate. De ce? Care... Deci n-am definitivă și povești. Revocabilă. Păi și dacă sunt definitive? Dacă aveți surse... Da, pe un aveți... om care... Mie de ce nu-mi dă nimeni dacă aveți... stadionul degeaba? Păi de ce nu cereți? Totul începe printr-o cerere. Da, asta ar putea să fie. Deci dacă vreți, vă pot ajuta să faceți cererea, da? Să vă indic eu zic cadrul să vă legal. Dacă ați vă mai uitați în oglindă. De ce? Așa, în general. Cu, să vă arătați cum se face o cerere. Păi nu, dacă cadrul legal. Da, și eu vă sfătuiți să vă uitați în oglindă dimineața cum plecați. Păi de regulă mă uit, să știți. Așa, pe eu nu știu să fac o cerere. Păi nu, eu n-am zis că nu știți, am zis să vă indic cadrul legal.
În sfârșit. Așa. Unde eram? Am văzut cât de bine îl cunoașteți, stați. La așa. Valoarea imobilului și da. La dacă e normal, da. Cum spune da. Domnul... Ei, domnule Davițoiu, nu e cazul să discutăm în acești termeni, că totuși suntem într-o emisiune Radio TV. Trebuie să respectăm. Cât se dă? Cât este valoarea datoriilor sau valoarea la care este estimat imobilul respectiv? Da. Este o valoare estimată, probabil, prin notele de fundamentare ale direcțiilor din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, care a fost prezentată Consiliului Local și aprobată în unanimitate, în ședință. Bun, acum, sigur, de asemenea, domnul Davițoiu, o problemă foarte importantă o scotea în evidență. Ce se întâmplă de acum încolo cu acest imobil? Nu-i treaba noastră. Cum nu-i treaba noastră? Cu imobilul? Sigur. Cu imobilul se întâmplă mai multe lucruri. Ce veți face? De unde veți face rost de bani? Adică e Compania Națională de Investiții. E vreo variantă să luăm, că până la urmă tot ce se cheltuie și se cheltuiește din banii noștri, bani europeni, ce variantă aveți? Eu aș proceda în felul următor. Este o părere personală, pur personală, da? Aș investi din bugetul local acele sume necesare conservării, da? În condiții cât de cât optime a casei de cultură, pentru că orice alt demers durează. Domnul Daițiu spune că era o ruină. Eu n-am mai fost în casa de cultură. S-ar putea să aibă dreptate, nu neg asta. Deci, personal, aș proceda în felul următor. Aș aloca, prin rectificare de buget, o sumă necesară stopării, să zic, sau prevenirii acelor degradări, da, de care se tot povestește, și instituirea unor măsuri de conservare de primă urgență, care costă nu știu cât, 10.000, 100.000, 200.000 de lei, 300.000 de lei. După aceea, ca al doilea pas, dar foarte urgent, aș căuta să identific sursa de finanțare în afara bugetului local. Și aici, cum spunea și noastră, poate să fie Ministerul Dezvoltării, poate să fie fonduri guvernamentale, poate să fie alte fonduri, poate să fie fonduri europene, da? Iar mi se pare că se discutase la momentul anul trecut două axe de finanțare, care urma să se deschidă undeva în jumătatea anului, acum, în perioada asta. Ei bine, cam asta aș gândi, cam în modul ăsta să se deruleze lucrul la Casa de Cultură. Domnule Davițoiu, eu... variantă bună, de unde să vină banii, totuși? 3 miliarde, dacă spuneți dumneavoastră 300 de mii de lei am pentru conservare, dat sunt bani o, nu, care în niciun caz așa... nu sunt eu în măsură să dați soluții. Am dau soluția, iar cele 3 miliarde le-am dat pur și simplu empiric. Deci nu am la bază nimic să spun că am trebuie... Eu poate știu, fi mai mult, poate da. Fi mai puțin. Exact. De ce? Ce vi se pare nostim în... ce spune domnul Perca. Da, totuși, se poate. Câteva ce soluții. Poate să facă cu să zugrăvească, probabil, cu 3 miliarde. E sumă minoră, ca să o conservi, în primul rând, trebuie deci să-i faci acoperișul. Am spus-o pentru că plouă doar prin ea. Cu... ia uzi, faci acoperișul. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să încep cu acoperișul. Acum depinde ce se vrea, ca să faci acoperișul destul de scump. Acum, dacă e este... o suprafață destul de mare și dacă vrei să faci un acoperiș durabil sau cât de cât, că... la urmă trebuie și o recepție a lucrării, trebuie să se încadreze în niște normative. Părerea mea că e destul de scump. Mai acoperișul cred că costă peste 6-7 miliarde. Bun. La cât știu eu, la în calitate respectivă. De simplu cetățean, mi-e teamă că vom avea un imobil în centrul orașului care pe următorii 10 ani se va regăsi în situația în care este acum ba mai rău pentru că se va degrada. Istoric. Vorbesc foarte serios. Păi serios nu știu de ce am teama este aceasta. Este o sumă destul de mare pentru care trebuie investiție. Dacă vrei să asta faci vreau să ceva spun. Funcțional pentru sală de spectacole, sală de conferințe, vedem alte, poate alte, și alte instituții care poate sigur, multe poate birouri. Pot găzdui alte... Da, se pot scoate bani foarte frumoși din ea dacă o termin. Odată ce o dai în circuit. Foarte căutate. În momentul în care o dai în circuit. Până pentru atunci este doar o corvoadă în bugetul local. Municipiul Târgu Jiu are o sală de spectacole care să depășească 250 de locuri. Toate se fac prin corturi, prin nu știu ce. Deci la Târgu Jiu se pot organiza evenimente de o anvergură a peste 200-300 de persoane pentru că n-ai unde. Ora organiza un spectacol, de muzică simfonică sau de altceva. Sau nu că ar fi foarte mult. Ceva de altceva, dar... care să dea... acum nu înțelegeți, luați o motamă muzică. Un exemplu de ceva care nu se pretează totuși în cort. Da. Este
pretabil pentru o sală de spectacole moderne, să aibă 700-800 de locuri, depinde cum o face, cred că așa va fi undeva. Să vină propuneri din partea consiliului noastră, PMP. Capacitate ca să... La ce anume să vină? Să vină propuneri cu soluții pentru, odată achiziționat acest imobil, pentru soluționare. Păi dar nu sunt decât două, nu sunt atât multe, cum le zice domnul Berca, sunt decât două, alea, ori fondul guvernamental euro-europene. Alte fonduri nu există în România. Când s-au inventat, acum, deși te... CNI-ul și Ministerul Dezvoltării sunt fonduri guvernamentale, CNI-ul subordonate. Deci fonduri guvernamentale și fonduri europene, atât poate să existe. Păi. Fondurile de europene, dacă e să o luăm așa, de durată, pentru că nu poți să pui proiectul de ce undeva la un parcurs de, după câte știu eu, 3-4 ani, duce în final cu finalitate, cu proiectul, cu depunerea, cu executarea lucrării, dacă nu și mai mult, depinde ce cuprinde proiectul, că probabil o să cuprindă și o menajare exterioară, bănuiesc, nu mai fac ca la stadion să nu includă decât imobilul, dar acum depinde, primarul de aia e primar, trebuie să aibă o viziune, să o explice oamenilor, domnule, uite, eu nu ce fac mai luna asta și luna viitoare, eu anul ăsta vreau să fac asta, luna... că de-aia Târgu Jiu este cum arată momentul de față. Eu am spus și lui Cârciumaru, dacă stătea unul sau două mandate, era perfect. A făcut curățenie, a igienizat, la revedere, și așa el. Mai mult de ce a făcut, putea să stea și 10 mandate. Tot aia, Târgu Jiu, tot la fel arată. De-aia primarii trebuie aleși, ori ei, ori echipa care o pun în jurul lor, să fie niște oameni care să aibă o viziune. S-a făcut curățenie, dacă continui să tunzi iarba și să mai pui și tu pe aici o panțeluțe, n-ai făcut nimic, Târgu Jiu, așa o să arate și peste 50 de ani. Trebuie să ai o viziune, mă rog, arhitecturală. Să nu mai vezi case frumoase cu și perete copertină. E o chestiune care trebuie să se întâmple. Nici dar trebuie să depindă de primar. Dar nu ar trebui să depindă de primar. Bun, asta ca să stabilim. Este nevoie de curățenie în oraș, viziune? Este nevoie de... să fie dar totuși așa o modalitate să alegi un om ca să țină orașul curat. Asta e partea a doua, absolut. De altceva. Primarul trebuie ales ca să vezi că are o viziune de dezvoltare a orașului. Să nu mai vedem cum arată acum. Adică un chici total. Case, blocul mijlocul lor. Nimic. Adică dacă nimic, vrei să vezi, acolo, să zici așa, uite, să vezi pe un centru vechi, să zici, băi, ce au mai rămas dărâmători din pe centru? Păi le pui pe străzile alea, mai sunt câteva străzi, pitrele și mai sunt clădiri. Faci pe acolo, pe străduțele alea, centru vechi, reabilitezi ce mai poți reabilita. Acum ați devenit pretențios dintr-o dată cu domnul Romanescu. Nu l-am devenit, vă spun cum ar trebui să arate un primar. Nici nu mă interesează pe mine cum îl cheamă, că îl cheamă Georgescu, Popescu, dar să vezi că are o viziune. Bine, ați adus că dacă nu vezi viziunea de dezvoltare, de ce trebuie să mai pui? Sunteți nemulțumit de domnul Romanescu, da? Constat. Eu n-am spus, a spus așa ceva. Vă întreb, băi, constat, nu ați spus-o. Eu am vorbit de Cârciumaru că trebuie să plece după două mandate. Și domnul Romanescu are o altă viziune? Vi se pare că s-au schimbat lucrurile foarte mult de la preluarea mandatului? Nu știu, are un an, vedem, poate. La anul are, deci, are o viziune. Șanse, da? După una poate o avea. Deocamdată n-are, da. Acum n-are el. El nu înțelege alt lucru. Că nici nu are pe cu cine. Ăștia de sunt acum director pe primărie. Dacă n-au făcut cu Cârciumaru, n-au avut o viziune, o au su el? Bine, nu e vorba neapărat de... poate n-au putut. Poate asta a fost viziunea domnului Cârciumaru și n-au putut să facă ceva. E greu de crezut că totul a făcut el. Un singur om, haide să fim serioși. Păi nu este cel care dicta în partid și în primărie. Adică despre ce vorbiți? Dacă ei a spus să vopsească fântâta de albastru, a dat-o și el de albastru, că n-a. Poate pe la el, pe la... Spuneți că domnul Cârciumaru a fost influențat. Îi plăcea Blău. A fost influențat domnul Cârciumaru. A crezut că Târgu Jiu pe litoral. Bun, acum sigur că... Blău, mov, frez sau ce mai sunt culorile. Să fim un oraș vesel, că vorba aia prea multă tristețe strică. Ar fi bine să arate un oraș de munte, nu vesel. Adică să fie prietenos și vesel, dar prin arhitectură, nu prin culori. Că așa... centrul orașului nu e orășelul copilor. Orășelul copilor poți să faci culori cât mai atractive, cât mai țipătoare. V-a prit vacanța asta, domnule David, este foarte critic. Veniți așa nu, încărcat păi, cu energie. Eu l-am criticat, el știe mai bine și pe Cârciumaru. Ei, așa, mai răruț, nu chiar. N-ați fost principalul opozant al domnului Cârciumaru, așa cum vă declarați în momentul de față și de ceva vreme încoace trebuie să... Bun, trebuie să recunoaștem. A fost foarte ocupată și n-a sesizat, da? Să scuză chestia asta. În general, să știți că sunt atentă la ceea ce discut cu invitații mei și dumneavoastră să vă numărați printre cei care sunteți mereu. Nu cred că am venit vreodată la TV și n-am criticat pe Cârciumaru, haideți să fim serioși. Recunosc că de ceva vreme încoace, dar mi-amintesc că în anii trecuți dumneavoastră nu erați așa mare opozant al domnului. Moderator la radio pe vremea aia, eram la TV și pot să mi-amintesc foarte bine, dar nu e cazul să intrăm în astfel de polemici, domnule David. Uitându-ne la ceea ce se
întâmplă... Sunt constructive, să știți. Sunt constructive. La ultima noastră întâlnire, domnule Berca, mi-amintesc că domnul Romanescu era plecat la București să vadă ce se poate face pentru finalizarea celor două investiții. Mă refer la stadionul municipal și la varianta de ocolire. Lucruri concrete. Am discutat de stadion. Am discutat de stadion. Promisiuni concrete. A obținut măcar domnul Romanescu de... Cel puțin să avem speranța, dacă nu și... Doar ce a declarat. Certitudinea. Știu că mai este nevoie de o viză la un comitet consultativ. După aceea intră în ședință de guvern și urmează să fie aprobat și suma demisă hotărârea și publicată. Acum, am văzut că doamna Dăncilă știe foarte bine despre ce este vorba. La investire, domnia sa, la un moment dat a dus vorba despre acest obiectiv de la Târgu Jiu. E foarte bine la congres. La congres. Era foarte bine pusă la punct cu ceea ce se întâmplă aici. Nu am putea găsi nicio altă scuză decât lipsa banilor. Dacă... Era singura mare investiție a CNI-ului neterminată. Spuneți-mi alta în țară. Nu știu, habar n-am. Dacă erau trei, vă spun, nu le ține aminte. Nu le ține e greu de crezut că Dăncilă ține minte trei obiective. Haideți să fiți serioși. Poate dacă le-a și scrise pe foaie, le inversa. Bun, în condițiile astea în care nu am apucat să discut cu dumneavoastră despre cele două, finalizarea celor două investiții, domnule David Soiu, o vedeți posibilă în acest an? Le nu. Vedeți posibile în acest an? Nu, nu. Nu, pentru că nu sunt bani la buget. Ei spun că sunt. Domnii de la PSD și de la ALDE spun că sunt bani. Păi dacă ar fi, doar... să știți că nu numai în Gorj sunt... Suntem noi cârcotași. Sunt vorba domnului Berca în conservare investițiile și în celelalte județe, dacă treceți prin ele. Eu am circulat în ultima lună foarte mult prin țară. Toate sunt în conservare și tot la fel li se promite peste tot. Și în Alba, și în Sibiu, li se promite că li se alocă bani. Când li se alocă bani? Dacă n-aloci, banii trebuia deja alocați ca să fie organizate licitațiile, ca să faci lucrările de obicei. Eu așa știu că se fac pe timpul ăsta, cât e vremea favorabilă. Dacă alocă banii în septembrie, octombrie, când lucrează? În decembrie, ianuarie? La anul mai. Da, m-ați întrebat dacă anul ăsta. Lumesc. Evident. Ați văzut și eu accept că am numit și da, am luat-o nu, serios. Nu, în condițiile astea este foarte greu, repet, să vedem sume alocate pentru Casa de Cultură și mi-e teamă să nu ajungem la ce spuneam puțin mai devreme, că vom avea câțiva ani de acum încolo o ruină în centrul orașului. Dar nu e singura sursă din care poți să atragi bani. Acum depinde de viziune. Ce spunea domnul David Soiu, depinde și de ceea ce își dorește Consiliul Local, că el aprobă până la urmă un împrumut, de exemplu, bancar, o altă... Da? Deci susțineți ideea unui împrumut? Repet, este un parcurs de evolutiv în această problemă, da? În primul rând, trebuie neapărat intervenit pe lucrările de urgență. Da? Dacă e așa cum spune domnul David Soiu și cum știu și eu că nu sunt bani la buget, și v-am spus și dumneavoastră că sunt salarii restante, așa se dorește în momentul de față să se fure banii de la pensii de la pilonul 2, să ne fure banii și să-i bage în pilonul 1, deci e clar că nu sunt bani. Atunci, da, în situația în care lucrurile trenează, sunt de acord, aș fi de acord și aș vota pentru un împrumut care, în baza unui deviz, unui proiect sustenabil pentru Casa de Cultură, să se contracteze și să fie finalizat cât mai repede. Eu sunt pentru, dacă nu avem altă soluție de atragerea de fonduri guvernamentale sau europene. Bun, astăzi în altă ordine de idei... Pentru că trebuie să o facem repede. Trebuie să o facem repede. Orice intervenție constructivă acolo... Bun, hai să zicem că structura de asistență e ok, că s-a construit înainte de 89 și știm ce construcție se făcea. Sistem rusesc. Sistem rusesc, are și buncăr, are ca lumea, e făcută ca lumea. Ca zic, da? Ceea ce se face în perioada asta pe lucrările de urgență plombează, să zic așa, în ghilimele, degradarea pe un termen limitat. 2, 3, 4, 5 luni de zile. Vine iarna. Da? Intemperiile balaușe, da? Se degradează și mai departe. Deci trebuie avută în vedere o investiție din orice sursă la Casa de Cultură cât mai repede. În momentul de față sunt convins că Marcel Romanescu, de vreme ce a insistat și a promovat proiectele care le-am avut succesiv vis-a-vis de Casa de Cultură, are în cap
o idee și o discută cu cei din primărie pentru a fi pusă în operă într-un proiect de hotărâre sau pe un proiect de finanțare. Astăzi are loc o ședință de îndată, ce înțeleg că doar două proiecte pe ordinea de zi. La ce se referă ele, domnule Berca? L-am auzit și eu de la dumneavoastră, sincer, că n-am fost informat cu ordinea de zi, dar mă gândesc că e vorba de zilele orașului, da? Prelungirea lor. E foarte bine, până la urmă, dacă există resurse pentru a prelungi această perioadă. Și ceva despre o canalizare, extinderea unei carețele de canalizare undeva în sudul municipiului. E normal să nu fiți informat? Adică, știu, e ședință de îndată, De regulă o să... În mod normal se pune pe site. Se pune pe site ordinea de zi și ar fi trebuit să o consult. Dar n-am avut timp. Eram fost plecat din oraș. Cred că și la consilier trimise pe mail. Ar trebui să avem și noi tablete, să avem și noi, dar uite că nu mai avem. Domnule David Soiu. Nu știu care e ordinea cu ușor de la el. Nu cred că e un sistem... El a prins și perioada cârciumară. Nu cred că se proceda. Iar la modul ăsta, cu ședințele de îndată. Păi, dar nu s-a făcut niciuna. Eu n-am prins niciuna. Cred că e de bine lipsă, sau de rău? E de rău, este o lipsă de organizare. Să știți că aceste ședințe organizate precipitat, după părerea mea, denotă și o lipsă de orientare și de organizare. Ați întrebat cu Casa de Cultură. De-aia vă zic că orice om trebuie să aibă o viziune. Nu cred că știe nici el dacă s-a făcut prima dată de Casa de Cultură sau, zic eu, de parcare, că a promis și de-aia. Nu cred că bugetul primăriei, că este destul de firav, 30 ceva de milioane de euro, ce să dai, că jumate în ele salarii. Dacă nu, ce jumate, 60% salarii. Ce să faci mai întâi din el, dacă scazi din 35, 18 sau 19, îți mai rămâne ca la vaduna de prune pentru un municipiu care, la care 5-6 milioane costă numai, cred că, cheltuielile de întreținere. Sunt destul de mari. Așa că nu cred că poți să te preaventurezi la multe investiții. Dar să acum depinde ce orientare are. Ce consideră că e mai necesar pentru Târgu Jiu. Și aici depinde și modul cum este apreciat. Ori parcare, ca să elimine puțin din ambuteiajul ăsta, din aglomerație, sau Casa de Cultură. Când ai un buget sărăcăcios, trebuie să aleagă, dar ce ați alege? Să fii și bine orientat. Dacă ați fi principal ordonator, ce ați alege? Parcarea. Parcarea? Da. Cu siguranță, parcarea e, așa cred eu că are un impact mult mai mare. La care, asta vreau să întreb și eu. La piața centrală. La piața centrală. Un impact mult mai mare. Atenție, și zona aceasta este foarte aglomerată. Tribunal, spital... Cred că s-ar elibera puțin dacă s-ar termina la stadion. Dar după părerea mea, stadionul nu se va da în folosință anul acesta. Deci vom rămâne blocați. În niciun caz își va găsi... Și-a găsit loc greu de parcare, m-a dus neapărat pe Bicazul. Și mai ales cu realizarea acestui sens giratoriu, lucrurile s-au complicat și mai după mult în zona aceasta. Inutil. Inutil? Inutil. De ce? Păi, am trecut de multe ori pe adevărul e că niciodată n-a fost extrem de aglomerată zona astfel încât să se justifice. Credeți-mă că nu este, adică chiar nu este, fiind faptul și că aici cum e realizat este ciudat, nu știu de ce s-a făcut, pentru că chiar nu stătea aici, nu era o chestie circulată să zici că se creează un blocaj datorită acestui... Dar probabil e voda sensurilor giratorii și... Ceva, cineva trebuie să mai ia un leu. Cred că trebuie să vadă ceva. E destul de... Păi, nu cred că e dilitarea, e de vină că se face. Nu și-a luat ei banii singuri. Haideți să fim serioși, să dăm vina pe... Nu, dar nu e vorba de cine câștigă. Da. Deci tot primăria câștigă. Câștigă, dacă ar câștiga, mă rog, cei care sunt în zonă. Nu știu dacă e cât... Da, a complicat un pic lucrurile, sensul acesta giratoriu. Să vă spun de ce. Nedându-se drumul nici la stadion aici cu parcarea, l-a complicat foarte puțin, că foarte mulți parcau în zona asta, cu deja să duc cel puțin aproape 100 de locuri de parcare. Că e destul de mare și se duc... Nu știu dacă e și... Da. Cine știe, poate există studii bine întocmite și care nu, că relevă... Nu, de obicei sunt foarte bine întocmite și orientate și ele. E adevărat și asta. Bun. Spuneți-mi trebuie să dai de lucru la toată lumea. Cu ședințele acestea de îndată, ordinare, extraordinare de îndată, e o modă așa, practica domnului Romanescu, de care uzează extrem de des. Da, ce mă surprinde pe mine... În final o să-i fie dăunătoare și o să constatați că Dar și de ce lucrurile ar fi acestea dăunătoare? Aprobate pe fugă și nu studiate cât de cât, ați văzut că apar după aia și
A mai fost ședință de îndată cu zilele orașului, dacă vă aduceți aminte. Eu cred că mai bine le-ar studia mai bine și n-ar mai face 3 ședințe de îndată, cum au fost 4 și cu Casa de Cultură, de fiecare dată. Mai bine le treci prin comisii, așa cum zic toți că Consiliul Local e inutil, nu cred că e inutil. Dacă le bagi în comisii, se mai ceartă, se mai aud și alte, mai văd și ei implicațiile, le mai spune unul, băi, vezi că e așa, că nu e așa, mai vorbesc și cu prieteni, mai vorbesc cu ăla și de aici să știți că poate să mai apară și alte idei. Dacă o bagi, astăzi o bagi, ei nu știu despre ce e vorba, ce fac? Să duc doar și votează. Sau nu. Este un lucru dăunător, nu, după părerea. Că nu neapărat se prezintă acolo. Nu știu care sunt subiectele, că le-a spune dacă se votează sau nu. Păi, dar după părerea mea este un dăunător să faci orașului, genul. Asta ca să aducem la cunoștință consilierilor locali, că înțeleg că nu... Perioada de desfășurare și extinderea unei rețele de canalizări, așa cum spunea și domnul Berca. Eu nu înțeleg de ce, că toată lumea asta civilizată... E vreo urgență, că eu nu înțeleg. Și nu văd și urgența. Zilele orașului nu țin mai mult de 3-4 zile, hai maxim o săptămână. Pentru ce să prelungești ceva care este... care nu știu, nu văd rostul, de ce să prelungești zilele orașului? Nu vedeți rostul. Nu. Adică pe cuvântul, nu de afaceri, chiar nu vedeți rostul. Adică nu. Totuși, gândiți așa ca să ții blocat, să ții blocat o parte din oraș. Și pe locuitorii din zona respectivă. Să ne mai distrăm și noi, că vorba aia, poate ni se mai duc gândurile negre și... S-a dat de făcut în țara asta până la distracție. Modul în care s-a procedat cu organizarea zilelor orașului, pentru că nu am avut până acum ocazia să vă întreb cum o apreciați. Ca de obicei, dezorganizată. Dezorganizată? Da. S-a făcut o licitație? Noi nu putem la alții, ei se plimbă toată ziua pe afară și se duc, văd diverse evenimente. E foarte greu sau să promuți măcar de la aia, dacă vezi că totul merge bine. Se duc, apreciază, văd cum duc. Au văzut și ei, au fost la festivalul berii de la München. Ăla e cel mai mare, vezi acolo. Cred că la aia ține 4 zile sau 5, de ce să-l faci tu 2 săptămâni? Da. Bun, probabil și el o fi făcut o lună. Și au ajuns până la urmă la mai. Da. Vreau să trecem și la un alt subiect, pentru că știu că domnul Berca se grăbește să ajungă la ședința de Consiliu Local, dar nu vreau să ratez șansa de a vă întreba cum vedeți dumneavoastră faptul că domnul Sorin Boza, iată, a anunțat că CEO merge foarte bine primele 3 luni pe plus și luna aprilie toate șansele să fie pe câștig, domnule Berca. Nu pot decât să mă bucur. Este în folosul tuturor celor care gravitează, să zic așa, în jurul al CEO. Cu toate acestea, ați văzut care sunt problemele legate de acordarea claselor? Adică totul e bine, dar cel mai rău o duc oamenii? Sau nu înțeleg politica asta de personal? Asta ține de negocierile care se fac între sindicate și CEO. E adevărat. Dacă nu sunt mulțumiți oamenii, nu pot să fie de vină decât sindicatele. Altcineva nu poate să fie de vină. Eu știu lucrul ăsta pentru că am fost o perioadă și lider de sindicat pe la... Da? În momentul în care am văzut că nu mai pot să fac, adică practic societatea nu mai putea să... m-am demisionat. Nu m-am agățat de o funcție... Credeți în acest profit al companiei? Dacă este dat pe site-uri și certificat de oficiul registrului și de finanțe... Deci este o declarație a managerului companiei. Eu am spus că mă bucur în situația în care... Se reală. Dar trebuie certificat, da? Trebuie văzut acolo când se face bilanțul la 6 luni. Da? În balanțe nu sunt relevante lucrurile astea. Da? Pentru că vii cu active, cu pierdele din urmă. Domnule David Soiu, cum comentați declarațiile domnului Boza acum că CEO merge foarte bine? Da, e greu de crezut că merge bine, pentru că am văzut care sunt prețurile la energie. El ce are contracte bilaterale foarte multe, dar nu știu ce contracte bilaterale are foarte multe, că nu am văzut ce o scăzând și la 1100 și ceva și acolo e toți producătorii pe energie termo, deci nu numai CEO. Ce contracte bilaterale poate să aibă așa de mari de să meargă bine, pentru că le are sub 1000 contractele bilaterale. Acum depinde și la ce preț le-a încheiat, dar la o entitate cum e CEO, părerea mea este că e puțin livrarea de energie, chiar că pe acele contracte bilaterale, că pentru PZ-ul nu are cum să ia, că a fost și un leu. Probabil mare grupurile care stau în așteptare și care ia și de acolo ceva bani, mai ia din mare cheltuielile de sistem,
Dar pe primul trimestru poate să iasă pe profit, pentru că nu sunt relevante cheltuielile. Acum depinde când începe achiziționarea certificatelor de CO2 și când încep lucrările de reparații și revizii capitale, reparații curente, acolo încep cheltuielile foarte mari. Ori știm foarte bine, pe primul trimestru poate să fie pe profit, pentru că a fost vremea cu a fost nefavorabilă, condiții de iarnă și cred că sunt convins că n-a achiziționat nici măcar un singur certificat în perioada asta, iar sunt convins că n-a început nici lucrările de revizie și reparații capitale sau curente. Da, și pe lângă asta irelevant primul trimestru. Irelevant. Nu e relevant primul trimestru. Pricep ce înseamnă irelevant, dar de ce ar fi irelevant? Adică ar fi fost grav să fie pe minus, adică nu, eu înțeleg. Nu sunt cheltuieli. Nu sunt cheltuieli de aia. Domnul Daviciu vrea să spună că au fost doar venituri și nu s-au făcut cheltuieli. Aferente programului de investiții, planului de aprovizionare cu materii. Deci n-ar trebui să ne bucurăm foarte tare de aceste declarații. Ne bucurăm de orice realizare, dar să fie și pe hârtie, nu să fie mai din verbal. Să fie confirmată de cine trebuie, adică semnată, agreată de toată lumea, da. De toată lumea, că sunt mai multe tipuri de profituri. Bine, acum cred că declarația domnului director vine și într-un context de mare nebunie în complexul energetic Oltenia, o stare... Nu asta spun, vine... Și mânjoleală foarte mare, să știți, și nu cred că este... relevant, eu zic că cel mai relevant este faptul că le-a dat câte 100 de lei, 200 de lei la cei care muncesc. Ori dacă ar merge bine ce o ai, să fii serios, poți să plătești pe la care stă, chiar dacă stă, să rețineți lângă bandă, să-i dai salariul minim pe economie, că una e să stai noaptea și prindă molul ăla pe ploaia asta pe lângă o bandă, chiar dacă stai și nu faci nimic. Bun, ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat cu acoltarea ultimelor clase, oamenii pe mai departe spun că sunt nemulțumiți, nu au semnat actele adiționale, ba mai mult au intrat în greva foamei în fața acolo. Asta vreau să spun. Adică ce semnal de sindicat, că aici are dreptate, și au mulțumit clica lor de pe lângă ei acolo 30, 40, hai să zic 50 de oameni, cum sunt 1000 de lideri de sindicat, deci, și au mulțumit mai gașca din jur și restul au rămas. Oamenii, dar există în statutele organizațiilor sindicale posibilitatea revocării conducerii. Dacă, ei, domnul Berca, dacă oamenii, e greu. Un lider de sindicat e greu. În momentul în care, domnul Berca, fostul lider de sindicat din cu jumătate plus unul din membrii activi, membrii înregistrați, se poate revoca conducerea. Din punctul meu de vedere, toate lucrurile astea, nemulțumirea oamenilor, nu este decât o măsură sau un efect al incapacității liderului de sindicat de a reprezenta marea masă a membrilor, da? Cum spunea și dumneavoastră, că și-au mulțumit clica, da, cei de la bandă, de la întoarcere și necalificații, sunt da, doar și ca și poporul român masă de vot. Sindicatele în ultima perioadă în România sunt cele mai conservatoare și mai nocive structuri organizate. Atenție, din, și asta din țară. Datorită cu ghilimelele de rigoare politicii guvernamentale 2000, care sistematic Bogdan a lucrat Hosu la distrugerea mișcării sindicale. Bogdan Hosu e din 90 lideri de sindicat, mai sunt câtva peturi, mai au puțin și la ei este, cred că, o conducere în asta care se moștenește de la conducere pe viață, da. 27 de mandate pe viață. La papa, da. Poate să schimbe statut, să spună că un membru de un lider nu poate să stea decât un an. Bun, limitarea mandatelor. Bun, problema este această lege a dialogului social care mereu a încurajat destructurarea organizațiilor sindical, adică să-ți înființezi un sindicat cu 3 membri. Știți ce s-a întâmplat acolo? Păi, da, s-a dat drumul puterea peste tot cumpără, și la partide, tot 3 membri trebuie. Cumpără liderii, da. Da. Asta pe de altă parte. Pentru că în momentul în care se întâmplă ca un lider să se învechească acolo, automat se creează un parteneriat cu patru. Administrația, da. Cu administrația. Și structurile sindicale de obicei au fost aliate formațiunilor politice, depinde de, bun, da, de ramurile asta, care aveau. În general, asta nu e numai la noi. Da. Da, ne aducem aminte de Hoffa în state, că el era cu mafioții.
Mă înțelegeți? Eu mă referam la partide politice, nu știu dacă și mai... Păi ce aveau partide politice? Păi, sprijinau, da, sprijinau democrații la vremea. În Italia. Nu, de fapt, atunci sprijinau pe democrații. Ies acum la iveală că l-au susținut pe Kennedy când a ajuns președinte. Deci chestii de gen, ce vreți vorbim acum? Bun, dar noi ne-am obișnuit ca, da, o parte a sindicatelor, că în general peste tot se lucrează cu mai, doamna, multe sindicate. Trebuie să ne obișnuim. Administrația asta companiei. Asta este de când e lumea. Și o să fie cât o să fie lumea. Da, că uite, suntem oameni, că dacă am fi roboți, da? Și la nemții la fel. Deci știți, noastră practic ne transmiteți, obișnuiți-vă cu reuși, păi că nu se va schimba nimic. Atâta vreme cât oamenii sunt nemulțumiți să facă ceea ce au... Nu prea puterea de a face păi ceea ce au. Păi de ce nu zic capabili ce au? Îi ajutăm. Cum îi ajutați? Îi ajutăm, le dăm consultanță dacă, da, vor. E ca la vot, nu? E păi fix, da, ca la vot. Uite, să punem în practică ce a zis CTP, că să voteze doar ăia care pomenit au bacalaureatul luat, să nu mai voteze pomenit toată lumea, că ar fi nemaipomenit. Nu putem fi responsabili de votul nostru dacă, din moment ce nu am fost capabil să terminăm în liceu să luăm bacalaureatul. Dacă trece de CCR. Da, e adevărat că nu va trece, dar ideea greu, este... relevă un lucru grav. No, ideea este că noi scurt, da, mai trec 100 de ani și rămânem tot ca în 1900. E, bine că nu o să prindem. 1907. Din punctul ăsta stăm liniștiți. Bine că nu o să, da, mai prindem. Mai mult de decât ce vedeți, okay, acum, greu cred de crezut că se va face în următorii 10 ani. Vă mulțumesc pentru și prezența la emisiune, pentru că dumneavoastră, domnule Berca, vă grăbiți foarte tare, da, ne permitem să finalizăm mai devreme. Noi o să ne mai vedem și cu altă ocazie. Noi o să ne revedem și păi ne reauzim mâine, doamnelor, domnilor. Să vă doresc toate cele bune. Mulțumim.